O aici, V și așa ceva. Deci asta este piramida în care știu. Știu că area bazei, e vorba de un triunghi dreptunghi la bază, asta e de câte, știu, okay. De 10 parcă am da. Făcut. 10 area bazei de aici, da? 10 și asta. Da, ce 10 radicali de 2 dacă asta... Așa. Știu... M-am terminat problema, când tu gel parte, dar voi explică... Deci eu fac o altă problemă. Da, voi explică ceva. Deci, vă apuc, n-am luat și puteri. Jos, jos e în triunghi. Adică jumătate din, din piramida inițială. Cu baza în triunghi de venit. Da, poate e mai bine să mă întorc să termin pe asta. Că tot am nevoie și de volum piramidei. Da. Da? Hai să mă întorc la problema pe care am lăsat-o aici și să o finalizăm. Vă întorc eu la mesele. Da? Volumul piramidei, cum ar fi, din care a provenit volumul trunchiului plus două piramide mici. De acord. Sau... Sau... Aia bazei ori înălțimea pe trei. Ori toată înălțimea. Da. Așa va face. Așa ne convine mai bine, da? Deci hai să sunt la volum piramidei. Lăsăm un pic. Deci punctul D, poate puteți să notați așa, da? La punctul D, volumul piramidei este egal cu area bazei, area bazei, ori înălțimea, ori VO, cum e în figură notat, ori VO supra 3. Iar area bazei, Da. Deci area bazei este egal cu cine? Cu 100. Ori VO, care nu știu. Da, deci... Ori VO, pe care nu știu. Sau... Da. Nu, pe 3. VO e O prim, care face știm. VO. Să lăsăm așa. Ori VO supra 3. Până aici, da? Da. Hai să vedem cum aflăm pe VO. Păi eu oprim plus VO prim. Exact. Hai să luăm pe parte triunghiul ăsta. Uitați, VO, munchea... Apotema. Apotema. Exact, apotema, așa. Și atunci am să am... Aici e mână. Aici era O prim, vă amintiți? Și nu prim bine. Da. Și atunci, asta o știu că este de 5, parcă? O mai de 5. Da. Jumătate de latura asta. O prim, O prim este de 2. Nu, 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 tot am aflat-o, domnul profesor. Am aflat-o, dar o știu și pe O prim. Da, O prim, o știm. Păi 4 și 9 prin 5. Și asta e 5. Noi ne trebuie VO. Păi face teorema fundamentală simulării. Deci o să zicem cum. VO prim supra VO. VO prim supra VO. Egal cu? Egal cu O prim M prim supra O M. O prim M prim supra O M. Și egal Maria cu? Și egal cu V prim supra... V prim supra... V. Sau o poți întorc invers. VO supra... VO supra... VO prim... Egal cu OM. Da? OM supra OM prim. O prim M prim. Și cred că îmi convine raportul ăsta să mă opresc. Mm-hmm. Și atunci va fi echivalent Ani cu loc de VO, ce să zic, din cine că au fost VO? Din O prim O plus V O prim. Așa. O prim O plus V O prim supra, supra V O prim. V O prim, da, egal cu O E care e 5. 5 pe? 5 supra 2. 2. Da, 5 pe 2. Maria continuă.
O primoștim? Da, eu 4. 4, da? 4 plus V oprim. Supra V oprim. Supra V oprim, egal cu 5 pe 2. Adică de aici echivalent. 8 plus 2 V oprim. 8 plus 2 V oprim. 8 plus 2 V oprim. Egal cu 5 V oprim. Și de unde V oprim? 3 de V oprim, nu? 3 V oprim egal cu 8 pe 3. Adică V oprim egal cu 8 pe 3. Și dacă știu că V oprim, atunci V oprim, atunci V oprim, V oprim va fi egală cu 8 pe 3 plus 4. 8 pe 3 plus 4. Și egal cu 12 plus 8, 20 pe 3. 20 pe 3. Adică știu exact înălțimea de O. Da, și mă întorc la volumul piramidei. 100 ori 20 pe 3. Totul pe 3. Și egal cu Maria, zice, egal cu? Și egal cu 100 ori 20. Adică spunem 2000, 2000, 2000, supra 9. Supra 9. Ăsta este volumul piramidei, din care provine trunchiul. 200 pe 9 centimetri, 2000 pe 9 centimetri cubi. Da, 200 pe 9 centimetri cubi. Întrebarea mea este asta. Cât va fi volumul lui VABC? Va fi exact 2, da. Exact jumătate. Adică 1000 pe 9. Deci volumului VABC egal cu 1000 pe 9. Egal cu 1000. Da? Este jumătatea. Este și 1 pe 2. Da, sunt care problema. 1 pe 2 din volumului ABCDV. ABCDV. Și egal cu 2000 pe 9, ori 1 pe 2, și face 1000 pe 9. Și acum, întreb, care este distanța de la vârful A la planul VBC? Pentru asta de aici. Într-unghiul VOB. Înălțimea de la ora V o să fie P și apoi o să fie înălțimea de la... Da. O idee, o altă idee, cum aș mai putea să răstorn piramida pe planul, pe fața VBC și atunci este același corp. Și volumul cu cine este egal? Cu area bazei, cu VBC, ori înălțimea, supra 3. A, și cum știm volumul? Nu mai, cum știm volumul, tot mai profit. Facem o afeș cu volumul celălalt, nu mai înălțimea, nu știm. Atât, nu mai înălțimea. Și acum aflăm înălțimea. Ca valoare, nu mă interesează olimpică. Da. Este o șmecherie foarte tare, ca atunci când te afli într-o piramidă, nu într-o piramidă, ca să... În momentul în care ai plecat-o, stau pe fața care acum? Pe fața VBC. Și apare distanța de la punctul A la planul VBC. Tot așa pot afla distanța de la B la planul VAC. O punem cu baza VC. O punem cu baza VAC și aflu înălțimea. Numai într-o piramidă triunghiulară? Numai atât. Ca să apară vârful acolo. Numai piramidă triunghiulară. Nu merge altfel. Când ne-am restaurat, nu mai este o piramidă, tot așa o piramidă. Deci, vă dați o observație foarte importantă. Așa speculații, volumul pe două, volumul prin două variante, permite aflarea distanței de la un punct la o dreaptă, de la un punct la un plan, permite aflarea distanței de la punct la un plan, fără teorema celor trei perpendiculare.
Nici nu mă interesează. Unde pică? Unde pică? Să fie sănătate. Într-o piramidă triunghiulară. Da? Deci numai într-o piramidă triunghiulară e posibil asta. Într-o piramidă triunghiulară e foarte important ce v-am spus acum, pentru că în situațiile în care triunghiul de bază este oarecare, cu laturi diferite, deci ai o problemă destul de dificil. Unii pic înălțimea, se extrădă, ce teoremă, ce nu știu cum. E complicat. Dar în condițiile acestea, dacă ai reușit volumul și autorul ți-a cerut, ți-a cerut volumul mai devreme, tu tot ai volumul. Atunci când îți torni pe una din fețe, ai același corp, care are același volum, nu? Este același volum, dar stând pe o altă bază, nu trebuie să iei feții acelea, practic. Și atunci, înălțimea pică la sine ca o necunoscută. Are bază, înălțimea spatele. Cum anume se întâmplă? Se întâmplă că la area unui triunghi. Știți bine că la area unui triunghi, când vreau să aflăm distanța la un punct, la o dreaptă, gândim triunghiul acela prin două variante. O aflăm odată stând triunghiul pe una din laturi, pe o bază, și când vrem să aflăm distanța, nu? Pentru cealaltă, primim are triunghiul pe cealaltă. Exact ca la anii. Este aceeași chestie ca la anii. Da. Deci această strategie, am prins-o acum, este noutate, o să o folosim ca o speculație pe care se poate întâmpla să avem care să folosim. Dacă nu ne descurcăm la altfel, nu avem decât soluția asta. Acum trecem la Biblie, domn profesor. Așa, Biblia. Și facem și pe Biblie. Acolo tot geometrie, nu? Da, geometrie, da. Și facem deci, problema 29, de la pagina 66. Deci, 29, da. La 66. La 66, cu alte colegele este astea, da? Da, da, da. 29. 29, da. E acest ghid complet de pregătire pentru evaluarea națională. Să-l... În ipoteză avem triunghiul ABC. Deci, nu are care. Ipoteză? Fie triunghiul ABC. Fie triunghiul... ABC. Și AD înălțime. BC și... AD înălțime. AB. AD. AD înălțime. Și E și F, piciorul perpendicular din Z pe AB. Respectiv AC. Deci... E, piciorul perpendicular din D pe AB. Deci e pe piciorul primar din? Din D. 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 Deci D, D. E perpendiculară pe AB. A. D. Și tot D. D, F. Perpendiculară pe AC. AC. În concluzie, dacă D e egal cu DF, D e egal cu DF, mai atunci triunghiul AC. Da. Atunci triunghiul ABC este isoscel. Triunghiul ABC. ABC. La punctul B, dacă triunghiul este isoscel ABC, triunghiul A, B, C, E, C, isoscel. Atunci D e, să arătăm că D e egal cu D. D e egal cu D. De fapt, puteau fi formulate cele două probleme într-una singură. Cum? Întrebarea. De cele două probleme într-una singură. Cum? Ce trebuie că D e egal cu D. Dacă D e egal cu D, rezultă că e isoscel, nu? Și invers. E cum fac asta cu totul? O singură exprimare. Sunt constante ceva? Cum formulez astea două puncte într-o singură formulare. Din două puncte, o singură. Adică trebuia să scriu așa. D e egal cu D F. Dacă și numai dacă, pentru că nu devin o... Dacă și mai că triunghiul ABC, isoscel. Când vedeți așa o formulare, este două probleme ascunse. Dacă are loc asta să dea lăsă isoscel, sau dacă este isoscel, are loc asta. Deci după indicație. Din multe ori îngheșiți la ziua, dacă și mai dacă. Adică tot timpul partea din stânga este același cu partea din dreapta. De ce folosesc dacă și mai dacă?
când spunem relație, egalitatea asta, am lucrat acolo și echivalente cu, și echivalente cu. Deci este cea de la început, am mișcat la pătrat sau ce știi loc am făcut. Așadar, dacă ar fi fost scris așa de autor, voi știați că aveți două probleme. Și acum, un triunghi alegare, atât am mai mult. Deci este un triunghi alegare. Da, deci triunghiul alegare A, B, C. Și ducem înălțimea AD. D, deci ori înălțime. Și din D ducem cele două perpendiculare. Una. D, E. D, E pe cine? Pe A, B. D, E. Aici e F. Atunci. Și cealaltă aici. Da? D, E și D, F. Ne chipăm așa. D, E. Și dacă D e egal cu D, F, atunci triunghiul este de care triunghi isoscelează, zice autorul. Deci prima implicație, asta este. D e egal cu DF, pentru că triunghiul ABC e isoscel. D e egal cu DF și avem și un unghi din auzit și clar. Deci demonstrăm că ăla e rom. Nu rom. Pătrat. Păi cine să fie pătrat? F, D, A, E. Dar despre triunghi e să arătă că e isoscel. Triunghiul ABC? Triunghiul ABC să fie isoscel. Păi da, am zis că este o observație, dar demonstrăm că fluidul e congruent cu tâie și ăla e din 90 și atunci ăla e pătrat, nu? Asta vrem o discuție, vrem un tatu, da? Deci aici este un triunghi, un patru later în care două unghiuri opuse fac împreună 90, 180 grade, 90 și 90. Păi tine ce de frământ să arăți că ăsta este un rom. Da. Dar ar fi un pătrat, nu... Un pătrat. Și atunci un pătrat asta ar fi cât asta, da? Da. Într-un latul de apropiat ar fi egal. Acestuia este o strâng ca A, D, cât fâie. A, D, cât? Fâie. Fâie. Oare e suficient atât? Dacă diagonale sunt egale... Figura asta este sigur pătrat. E dreptunghi. Și ca să fie și pătrat. Deocamdată nu e nici măcar dreptunghi. După dată nimic. Deci nu e dreptunghi, dar are două unghiuri opuse de 90 de grade. Păi așa sunt două triunghiuri puse cu aceeași ipotenuză, cu fâie. Unul de 90 și altul de 90. Și e cu paralelogram. Și nici nu e vorba de paralelogram, dar nimic. Până la întrebările de asemenea. Știu că D e, este cât D F, nu? Știu că asta. Da. Și asta, acest lucru trebuie să valorifici. Și că sunt perpendiculare puse acolo. E teorema fundamentală a asemănării. Știu că D e cât D F. Știu, da. Avem și un unghi din 90. Deci, dacă vrei, și din 90, da? Și din față. Așa, apoi, din 90. Da. Vrei și două laturi congruente, consecutive. Da. Nu-i nimic ca aia. Fă, ai dă? N-ai dă. Tot acolo ei. Fă, dă, e a. Eu probabil. Ai două unghiuri. Din 90. Deci, tu... Două laturi. Insistă. Să vedem la ce vrei să ajungi. Deci, dreptul n-are cum să fie, domnul profesor, că fă dâie cât dâie. Așa. Deci nu-i dreptat. Nu-i dreptul nici doar. Vă rog, nici atâta, că unghiul relează 90. Deci, pătrat, zice. Da. Argumente mai multe. Sigur că da. Bă, deci s-a întâmplat ABC isoscel. Deci din toată chestia asta se rezultă că ABC este isoscel. Adică unghiul din C și unghiul din B.
Unghiul din C se fie făcut cu unghiul din B. Într-unghiul A de cât cu A de B. A cât cu A de B. Nu. D, F, D, E, I, B, mai pe A, B, D, F, pe A, C. Arăți mie dacă am luat unghiile A, D, C, cu A, D, B, ce mă avea? Să luăm trebuie care A? D, C. A, D, C. Cu A, D, B, dacă avem ce A, D, B. B. Să discutăm despre ce vă trebuie. Ce e o de latură comună. Da. Așa. Și atât. Deci, pică ideea cu unghiul din ceșul cu libes, pică un linte? Nu. Pică. Dacă reușești să arăți asta, ești foarte bine. Da, nu uitați, vă frământ, voi începeți să faceți probleme fără să țineți cont de ipoteză. Păi da. S-au dus într-un triunghi, oarecare, s-au dus înălțimea AD. Da? AD înălțimea, nu degeaba. Nu s-au dus așa la întâmplare. Tot FD cu X. FD cu X. Da. Și înălțimea într-un dreptunghic, nu, era mediana într-un dreptunghic. FD cu X, D e cu X, într-unghiul CD, A, FD, înălțimea în orice triunghi, egal cu CF ori FA. Deci, FD... FD cu X. X. X la a doua. X la a doua. Deci F de la pătrat egal cu A, F, ori F, C. Asta din teorema înălțimii. Deci în triunghiul. În triunghiul A, D, C, C. Avem F de... X, F de egal cu X. Deci să mai notez X. F de înălțime, da? F de... dar să marchez că aici este unul din orice grade de... Adică măsura unghiului A, D, C. A, D, C. Egal cu câte grade? Cu 90 grade. Este important. Asta e în orice triunghi sau mai într-un triunghi dreptunghic teorema înălțimii? Păi la asta se vede. Să mai vedem acum. Că o problemă. Iată să o evit o serie de întrebări. Dar la urmă să te văzut triunghi dreptunghic nu-i doare clar. Stai, să te strebatem ca acum. Miruna, trebuie să lămurim aceste lucruri. Deci teorema înălțimii este adevărată... Într-un triunghi dreptunghic. Într-un triunghi dreptunghic sau orice triunghi? Nu m-am triunghi. Dar de ce? Haideți să vedem pe chestia asta, că uite, acest semn de întrebare trebuie lămurit. Miruna, când mă aflu într-un triunghi dreptunghic A, B, C și am dus înălțimea A, D, atunci triunghiul A, C, D sau cateta. Deci A, C, D, A, D devine cateta aici, da? Și cu triunghiul A, D, B, ele, cele două triunghiuri, sunt oare asemenea? Da. Poate era vorba de asemănare. Da, da. Convingeți-mă. Ce motive aveți? Teorema fundamentală a asemănării la triunghiurile A, C, D. Da, teorema fundamentală a asemănării presupune să fie o paralelă la una din altora. Și eu nu văd. Dar nu văd nicio paralelă. Ne gândim la cazul de asemănare. Când două triunghiuri sunt asemănate, una sunt triunghiile congruente AD și A, D, B, A, A, D, C ăsta. Cu A, D, B nu prea par, par. Da, o A de la comună. A de la comună. Așa. Și? Asta e și. Și poți să zici că sunt congruente ori cât eu spune că ăsta și cu ăsta tot ar fi așa. Cel mult asemenea, că dacă ar veni cu ăsta, ăsta pare să fie asemenea. Dar asemănarea presupune știi, să știi cazul de asemănare. Care erau cazul de asemănare? Latură, ventilatură. Asta e caz de congruență. Deci latură, am mai vorbit de asta. Reluăm. Cazul de congruență. Da, cazul de congruență. Și aici să zicem cazul de asemănare. De asemănare. La cazul de congruență avem primul caz
latură unghi latură. Adică să fie perfecte. Dacă e pus una peste alta, să se suprapună. Și asta înseamnă cazul comun. Latură unghi latură. Adică din ce, dintre cele șase elemente, doar trei să le ai. Câte o latură, adică o latură de aici, una dincolo. O altă latură cu cealaltă dincolo. Și unghiul dintre ele, de-aia zice latură unghi latură, când se întâmplă așa, trebuie să congruenți și acolo ai și celelalte trei elemente congruente, adică și a treia latură și unghiurile corespundătoare congruente. Iar acest caz de congruență se transformă în primul caz de asemănare când spune ce cazul de asemănare. Două triunghiuri sunt asemănare. Dacă au câte un singur unghi congruent, da? Iar laturile ce îl formează, și spunem în matematică, laturile omologe ale unghiilor respective, proporționale. Deci, uite, vedeți așa, triunghiul ăsta și cu triunghiul ăsta, ăsta două triunghiuri spune că sunt asemenea, pentru că au A, B, C, triunghiul de aici. Și A prim, B prim, C prim. Deci, acestea să spun că sunt triunghiuri asemenea, pentru că au latura A, B, supra A prim, B prim, egal cu A, C, supra A prim, C prim, și au unghiul A cât unghiul A prim. Așa am desenat, nu? A cu A prim. Deci, cazul întâi de asemănare spune așa, au câte un unghi A congruent cu A prim. Câte un unghi. Și am un raport de proporționalitate, adică laturile care formează unghiul respectiv, că e vorba de A, B, supra A prim, B prim, egal cu A, C, supra A prim, ce prim? În cuvinte spuneți laturile omologe celor două unghiuri. Proporțional. Cazul 2. De la congruență. Unghi, latură, unghi. Era vorba de unghi, latură, unghi. Se transformă în asemănare în varianta A prim, A congruent cu A prim și B congruent cu B prim. Ce să fie? A? Două unghiuri. Suficient două unghiuri. Două A cu A prim și B cu B prim. Nu mă mai interesează niciun raport aici, că ai o singură latură pe o altă latură, ce se face? Nu mai intră. Al treia o vine de la sine. Că împreună cât fac unghiurile unei triunghiuri? 180. Deci dacă au câte două unghiuri complete, au și pe al treilea și atunci sunt asemenea. Da? Deci, în cazul ăsta, care ar fi al doilea? Câte două unghiuri congruente. A congruent cu A prim și B, să zicem, congruent cu B prim. Am luat una așa. Dar puteam să zic că A cu A prim și C cu C prim. Dar e încă două din ele. Și trei latură, care se transformă în A, B supra A prim, B prim. Așa. A, B supra A prim, C prim. Egal cu B, C supra B prim, C prim. B, C supra B prim, C prim. Și egal cu A, B supra A prim, C prim. Supra A prim, C prim. Deci, să ne facem un problem. A fost întrebarea următoare. Teorema înălțimii are loc în orice triunghi? Nu. Sau în altă dreptă? Și eu vreau să vă demonstrez că nu mai trebuie de triunghi. Pentru că dacă ne oprim la triunghiul ACD, observăm că triunghiul ACD pare a fi asemenea cu ADB. Pentru că au câte un unghi din 90 de grade ăsta. Și celălalt vecinul. Din cauza înălțimii. La socul de latură, nu mă frământă, că la cazul de asemănare, nu mă interesează să fie chestia cu latură egală. La asemănare, ori mă duc în cazul ăsta, ori în al doilea.
Dar fiindcă am câte unul din 90 de grade, simt că mai bine mă duc spre cazul 2. Că altfel ar trebui să am un raport de proporționalitate. Doar nu am raportul de proporționalitate. Din altă parte. Măsura unghiului B cu măsura unghiului C. De unde știi că asta? De unde știi că asta e asta? Ar trebui să fii drept în ghidul social. Prea mult. Prea mult. Ești prea agresiv relaționat. Triunghiul A, D, C, Veruna, ce fel de triunghi este A, D, C? Dreptunghic. Atunci unghiul C, unghiul ăsta vecin 1, cât facă preună C și 90. Dar 1 și cu vecinul să mai... 90. Dar ăsta și cu ăsta? 90. 90. Nu cumva ăsta de aici cât ăsta? Ba da. Pentru că, încă o dată spun, hai să zicem 2. Deci 1 și cu 2, deci fac 1 și cu 2. Fac 90, da? Iar 1 și cu 3 fac 90. Iată, de aceea trebuie să fie dreptunghic. Și în condițiile astea 2 cu 3. Pentru că 2 și 1 fac 90, se cheamă cum două unghiuri pentru că 1 fac 90. Suplimentar. Se cheamă? Complementar. Complementare. Suplimentare, că făcea 180. Deci, 1 cu 2 fac împreună 90. 1 și cu 3 fac 90. Și atunci, pe 1, ambele unghiuri, atât 2 cât și 3, îl au ca și complement. De aceea trebuie să fie ese triunghi dreptunghic, ca să pot judeca așa. Și atunci voi avea cele două triunghiuri, le-au la comparat, ele au unghiul din C de A, unghiul C de A de 90, A de B de 90, iar unghiul 2 e cât unghiul 3, suficient pentru că am spus două triunghiuri sunt de asemenea, că n-au câte două unghiuri congruente, și voi putea să iei raportul de asemenea. Dar nu mai putem să mai spunem și că unghiul din C se uită spre latura A, D și... Ce unghi se mai uită spre latura A, D și unghiul din B? Asta este valabil. Când am avea AD, triunghiurile congruente. În triunghiuri congruente, la laturi congruente, corespund triunghiuri congruente. Dar eu nu vorbesc de triunghiuri congruente aici. Vorbesc de triunghiuri asemenea. E toată povestea diferită. Laturile nu mai sunt congruente, ci laturile sunt proporționale. O să fie îndată. Deci, luăm așa. Fie triunghiurile care triunghiul ACD, triunghiul ACD și triunghiul ADB. Despre cele două triunghiuri pot să spun că au C, au A de la comun. Lasă-o în comun. Trag din voi să plecați de la congruență și tot vă țineți aici. Deci măsura unghiului A de voi egal cu măsura luată. Așa. Măsura lui A de B egal cu măsura lui A de C. A de C. Și egal cu 90 de grade. Egal cu 90 de grade. Bun, după aia măsura unghiului A, B, D. Măsura nu, 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 să scrie că măsura lui CAD plus măsura lui ACD egal cu 90 de grade. Deci CAD plus ACD. CAD. Măsura. Hai să luăm pe unghiul C2, cum e notat aici pe da. C2. Măsura lui C2 plus măsura C2 lui C2. Plus măsura lui A1. Așa. A1 egal cu 90 de grade. De altă parte, măsura lui A1. Măsura lui A1. Plus okay. Măsura. Lui A3. Măsura lui A3. Egal cu tot cu 90 de grade. Și măsura. Și măsura lui A3. Din cele două rezultă cu măsura lui C2. Din cele două, fiindcă intră A1 comun, înseamnă că măsura lui C2 am măsura lui C2 egal cu măsura lui A3. Măsura lui A3. Ce îmi trebuia mie? Nu știu care de concluie. De asemenea, ești. Unghi. Unghi.
Deci am aici ăsta și cu asta. Și atunci, conform cazului, unghiul e asemănat cu unghiul. Deci, uite că triunghiul luate în discuție sunt asemenea. Triunghiul A, C, D este asemenea cu triunghiul A, D, B. Fiind asemenea Maria, scriem raportul de asemănare. Adică o să spunem, la numărător, triunghiul A, C, D. La numitor, pune de sub triunghiul A, D, B. Și acum, pentru a cede în șir, dau drumul la cele trei laturi. Deci AC supra egal cu AD supra și egal cu CD, da? Supra. CD supra. La C. AC, mă uit în triunghi. Sunt în triunghi ACD. ACD e deasupra. Și AC e privit de unghiul din D de 90 de grade. Unghiul din tâi coleg, e congruent cu unghiul vecin, tot de 90 de grade. Și atunci el privește spre AB. Deci ea voi pune aici supra AB. AB. Egal cu AD între unghiul CD. AD e privit de unghiul C2. Deci supra B. C2, cum C2 era cât A3. El îi privește spre DB. E supra DB. A supra DB. Și supra AD. Și supra AD. Ce-o rămas? Sigur că da. Și hai să oprim, ne oprim la AD, AD, aici, la ultimul raport. Și facem produsul mezilor cu fost extremă. AD pătrat. Egal cu DB. Ori C, D. Iată teorema înălțimii. Teorema înălțimii. Nu spune așa? Înălțimea într-un triunghi dreptunghic. E luna, am avut nevoie de triunghi dreptunghic. Pentru că numai așa am putut dovedi că unghiul ăsta și numai așa am ajuns la concluzia că triunghiile sunt asemenea. Deci numai în triunghi dreptunghic adevărat era înălțimii. Teorema catete, teorema înălțimii și teorema lui Pitagora, nu mai intri unghiul dreptunghice. Teorema catete, teorema Pitagora. Și teorema înălțimii între unghiul dreptunghic. Și ce spune? AD la pătrat. Înălțimea la pătrat egal cu CD ori DB. Produsul segmentelor determinate de ea pe ipotenuză. CD ori DB. Iar teorema catete spune o catetă la pătrat. Egal cu produsul dintre cine? Dintre o catetă la pătrat, a unui triunghi dreptunghic. Egal cu produsul dintre toate ipotenuza, ori proiecția de lângă ea. Adică ori pe ce supra CD. Știți de unde vine? Că poți să te mai nu știi. Pentru că triunghiul ACD cu triunghiul AB cel mare par a fi asemenea. Motivul. Ele sunt dreptunghice. Asta e de 90 de grade și la mare de tot 90 de grade. Iată că sunt dreptunghice. Și au pe amândouă pe C comun. Uitați-vă. ACD cu ACB au un C comun. C-ul este și într-un triunghi și într-un triunghi mare. Și atunci iar sunt în cazul de congruență unghi-unghi. La asemănare, unghi-unghi. Și voi scrie raportul de asemănare. Și când scriu triunghiul ăsta ACD și triunghiul mare ABC, AC intră de două ori. Intră AC și în triunghiul ăsta și intră AC și în triunghiul ABC. Și cum s-a întâmplat aici, m-a apărut AD, AD pe diagonal și s-a întâmplat așa. Hai să scriem și chestia asta, ca exercițiu. Deci, fie triunghiurile, fac aceste lucruri pentru că se simt nevoia să ne amintim, să ne amintim cazul de asemănare și așa e greșițiu, demonstrația în sine și mai mult avem și conținutul teoremei, adică să rețin și teorema catare. Zicem, în triunghiurile, le rog pe comparare A, C,
C, D, triunghiul ACD și, și triunghiul ABC. Triunghiul ABC. Ele au. Ce spunem că au? La asemănare? Da. Măsura unghiului A de bă, când dă loc măsura unghiului A de C. Deci au pe A de C. Măsura lui A de C. Egal cu măsura cu ei zis. Lasă-mă că nu acele de triunghiul A. Asta A, C, D. A, C, D, cu A, A, B, C, A, A, D, C. Unul din 80. Care e unghi? Cu ce A, B. Cu ce A, B. Cu măsura. Lui C, A, B. Și egal cu măsurii rate. Și ce mai au Maria cele două triunghiuri? Unghiul C comun. Unghiul C comun. Și în două triunghiuri și în celălalt. Și atunci, conform cazului de asemănare, deci rezultă conform cazului de asemănare unghi-unghi, triunghiurile luate în discuție, triunghiul A, C, D, este asemenea cu triunghiul A, B, C. Și fiind asemenea, scriu la numărător laturile unui triunghi, la numitor celălalt, și zic, hai să zicem ACD. Triunghiul ACD supra triunghiul ABC. Și încep. AC supra egal cu AD supra și egal cu CD supra. La AC o văd în triunghiul ACD. ACD. AC. E privit de unghiul de 90 de grade de aici. Care e, din fapt, ipotenuză. Supra AB. Supra? Unghiul din D cu cine ai spus? Care, cu care unghi este AD? C, AB, cu supra BC. Supra BC. Da? Supra BC. Egal cu AD-ul din triunghiul ACD. AD-ul de cine este? De unghiul C. De unghiul din C, da? Și unghiul C, în triunghiul mare, privește spre A, B, supra A, B. Și egal cu CD, supra a treia latură. Care este A, C? A, C. Și atunci, mă voi duce spre raportul acesta prim și cu ultimul. Voi scrie din nou A, C, supra B, C, egal cu CD, supra A, C. Și echivalentul. Produsul metru legat cu costul de extremă și vine AC pătrat. AC pătrat este egal cu BC ori CD. BC ori CD. Asta ar fi teorema catetică. Dragilor, trebuie să facem minte, ordine în minte și să spun așa. Numai în triunghi dreptunghi. Avem două puncte. Teorema lui Pitagora. Adică e vorba de pătratul ipotenuzei, sunt la pătratelor catetelor, da? Deci, A min pătrat, ipotenuza pătrat, egal cu B pătrat plus C pătrat. I pătrat, ipotenuza la pătrat, egal cu A pătrat, catetelor. Teorema